Fiecare al patrulea copil din Republica Moldova trăiește în sărăcie extremă. În anul care se încheie, rata sărăciei absolute în rândul copiilor a crescut cu 2% față de 2020, ajungând la aproximativ 27%. Datele se conțin într-un raport al Biroului Național de Statistică. Potrivit avocatului poporului pentru drepturile copilului, atunci când un copil trăiește în sărăcie, este un semn că statul eșuează. Că e greu, ușor, dar ne scurcăm. Pentru 7 copii, autoritățile nu oferă nimic? Și prinea spui cea mai mic 740 de lei și gata. Nu mult nimic. Până la 18 ani nu fi să dea nimic? Nu. Nimulți oameni m-a întrebat, eu am zis că nu. N-am nimic. Și că cum, cu 7 copii și nu prinești nimic? Eu zic că nu. Și nimeni nu vine, crede că eu nu prinesc nimic. În satul Ivancea, raionul Orhei, am găsit o familie cu 7 copii, toți minori. Potrivit mamei acestora, Diana Condrea, nici casa în care locuiește nu este a lor. O închiriază de la un sătean deja de 12 ani. Eu și am vis și am sărbătoare bună, o gazdă sau. Da. Da, aici unde stați? Asta noi suntem la gazdă. La gazdă? Da, suntem. Noi, nu e casa noastră, e gazdă. Trăim la parte. Da, o casă, da. Dar asta nu este casa dumneavoastră? Nu. Dar de unde a închiriat? Asta e la un om. Noi trăim, dar 12 ani, așa să fie. Din toată familia, oficial lucrează doar tatăl, care are un salariu modest, iar banii nu le ajung nici măcar pentru strictul necesar. Soțul doar lucrează? Da, unul lucrează. Și vă ajunge banii de la soț pentru a vă întreține? Da, și un jurlac. Cât are salariul soțului? 6.000. Și vă ajunge 6.000 pentru 7 copii? Ajunge. Cum și atât, unii mai descurcăm pe acasă, unii este. Și ajutor cât aveți de la stat? De la stat ajutor n-avem. 700 de lei pentru un copil doar? Da, 740. Și gata. Peste mică și gata. Copiii din această familie de mult nu mai cred în spiritul sărbătorilor, iar la jucării, dulciuri sau haine noi nu se mai așteaptă. Nu, a te veriș, nu știu. Всякі праздники. Верила когда-то, когда была маленькая. А сейчас что изменилось? Ну, ты подросла, уже не верю. Чего ты хочешь? Велик. А у тебя есть какие-то игрушки? Я давно хотела и велики, и игрушки. Potrivit avocatei poporului pentru drepturile copilului, atunci când copiii trăiesc sub limita sărăciei, se încalcă drepturile la viață, la supraviețuire, la dezvoltare armonioasă a copilului și dreptul la bunăstare. Iar acestea sunt condiții pe care statul are obligațiunea să le ia asupra sa. Copiii sunt în sărăcie și mai mari decât anul trecut. Ne vorbește despre degradarea, da? Dar nu avem o avansare înspre acordarea copiilor un mod de viață sănătos. Statul eșuează în elaborarea politicii, în suportul acordat familiilor unde se cresc copii. Politicile nu sunt adaptate la necesitățile și copiilor și familiilor vulnerabile. Maia Bănărescu mai spune că soluția principală pentru a scăpa de sărăcie este ca statul să-și îndeplinească obligațiunile și să ofere salarii decente, iar dacă nu poate, atunci să ceară ajutor din partea instituțiilor internaționale. În afară de prestațiile sociale, aici ar fi deschiderea locurilor de muncă, locuri de muncă și locuri de muncă bine plătite și totodată să aibă niște susținere politici bazate în dependențe de numărul copiilor. Prestațiile sociale să fie mai considerabile atunci când sunt mai mulți copii în... În anul 2020, cea mai înaltă rată a sărăciei a fost înregistrată în rândul copiilor din familiile cu 3 și mai mulți copii, care constituia mai mult de 40%. Cei mai săraci sunt copiii din localitățile rurale, iar cea mai mică rată a sărăciei a fost înregistrată în cazul copiilor cu ambii părinți salariați, puțin peste 10%, arată datele publicate recent de Biroul Național de Statistică. Pentru mai multe informații și mai multe știri, nu uitați să vă abonați pe canalul nostru de YouTube, TV8. Dacă v-a plăcut ce ați văzut, dați-ne și un like, faceți share. Vă mulțumesc!